O fetiță de 3 ani a ajuns la spitalul municipal din Rădăuți, fiind adusă de către mama ei și a fost diagnosticată de către medici cu o ingestie involuntară de alte analgezice. Între timp a fost deschisă o anchetă în acest caz. Conform Libertatea.ro, copila în vârstă de 3 ani a înghițit o supradoză de Panadol în timp ce mama sa se afla într-o altă cameră. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că marți, în jurul orei 10, femeia se afla la domiciliul din municipiul Rădăuți împreună cu cei 3 copii minori. La un moment dat, în timp ce mama se afla într-o cameră a locuinței și adormea unul dintre copii, fetița în vârstă de doar 3 ani s-a deplasat într-o altă încăpere, unde, fiind nesupravegheată, a băut mai multe înghițituri de sirop Panadol, a transmis IPJ Suceava. Fetița a fost dusă imediat la spitalul din Rădăuți, iar medicii au alertat poliția. Mama a dus-o pe minoră la spitalul municipal Rădăuți, unde i s-au acordat îngrijiri medicale. Aceasta a fost diagnosticată cu ingestie involuntară de alte analgezice, neopioide și antidiuretice. A mai precizat sursa citată. Fetița a rămas internată în spital, fiind în permanență supravegheată de către medici. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, relatează Libertatea.ro.